Bună ziua, sunt Anișoara Login și vă invit să urmăriți știrile amiezii, iată care sunt cele mai importante subiecte. În Spania, aproape 90% dintre catalani au votat pentru independență. Plebiscitul a creat haos, peste 10 de oameni au fost răniți după ce polițiștii au intervenit în forță. Până la sfârșitul săptămânii, toate spitalele de copii și maternitățile vor fi conectate la căldură, a decis astăzi primăria. Dacă frigul se va menține, și alte instituții ar putea primi agent termic. Un Mercedes a luat foc aseară într-o curte din sectorul Buicani. Poliția urmează să stabilească dacă a fost provocat intenționat. Catalanii au obținut dreptul de a-și declara independența, a spus liderul separatist catalan la finalul referendumului, care a provocat haos în întreaga regiune. Potrivit rezultatelor, 2,2 milioane de oameni au votat pentru ruperea de Spania. Polițiștii au intervenit în forță pentru a bloca desfășurarea votului. Peste 800 de persoane au fost rănite. Acțiunile forțelor de ordine de la Madrid au fost condamnate de oficiali europeni, care au îndemnat autoritățile spaniole la calm. Totuși, premierul de la Madrid a declarat că rezultatele referendumului nu vor fi recunoscute. Noaptea albă a fost pe străzile din Catalonia, unde mii de oameni au ieșit din casă și au așteptat cu sufletul la gură anunțarea rezultatelor. În diferite zone ale regiunii au răsunat scandări și cântece patriotice. Pues que el resultado ha sido claro y vamos a declarar la independencia, no hay duda. El pueblo catalán se lo merece. Peste 800 de catalani au avut nevoie de îngrijiri medicale după cea mai tensionată zi din istoria recentă a regiunii. Ca pe câmp de război, polițiștii de la Madrid au tras cu gloanțe de cauciuc și au lovit în oameni cu bâte. La violencia, o sea, es intolerable, es intolerable. Y para nosotros eso es el hecho de que nos hace pensar que es un estado que no nos va bien. Un estado que te pega a tus abuelos. Esto ya no lo paran. Esto ya no lo paran ni un guardia civil, ni un policía nacional, ni el ejército. Aseară, în ajutor, catalanii au chemat și pompierii, așa că cei care s-au încumetat să iasă alături de oameni au fost întâmpinați de mulțime ca niște eroi. 2.260.000 de catalani din 5 milioane au votat pentru independență, adică majoritatea. Prezintă el 90% de vots favorables a la independència de Catalunya. De nos hi ha hagut 176.566, que representa el 7,8%. Totodată, administrația de la Barcelona a calificat violențele de ieri drept un atac rușinos pentru întreaga națiune și a cerut Uniunii Europene să recunoască referendumul. În acest camí he de fer una apelació directă a Europa. Els catalans ens hem guanyat el dret a ser respectats a Europa. În schimb, administrația de la Madrid continuă să numească referendumul unul ilegal. Premierul spaniol a declarat că majoritatea catalanilor nu s-a prezentat la urne, adică 54% din populație. Eso es algo indiscutible. Hoy la gran mayoría de los catalanes han demostrado que son gente de ley en el más noble sentido de la expresión. Sin aspavientos y sin ruidos, han ignorado la convocatoria. Spre uimirea multora, prim-ministrul a lăudat intervenția forțelor de ordine, spunând că polițiștii au avut mandat din partea justiției. Totuși, mulți lideri europeni nu au împărțit aceeași poziție cu oficialii de la Madrid. Premierul britanic Boris Johnson a condamnat acțiunile violente asupra localnicilor din Catalonia. De altfel, numeroși politicieni europeni și-au exprimat îngrijorările față de cele întâmplate, între care premierul belgian, francez, dar și președintele din Venezuela. Separatismul în Catalonia a început să crească mai ales din anul 2010, fiind alimentat de criza economică, dar și anularea unui statut ce conferea regiunii competențe foarte largi. Frigul de afară le-a determinat pe autorități să înceapă sezonul de încălzire mai devreme în acest an, care sunt primele instituții care vor primi agent termic, știe colega noastră Patricia Podolanu. Patricia, bună ziua, te ascultăm! Bună ziua, Anișoara, bună ziua, doamnelor și domnilor! Astăzi, șeful Direcției Municipale Sănătate spunea în cadrul ședinței operative a primăriei că este gata să ceară conectarea la
căldură în cazul în care se mențin temperaturile coborâte pe parcursul acestei săptămâni. Prioritate vor avea instituțiile medicale unde sunt tratați copiii, adică maternitățile și spitalele pentru copii. Am fost și noi astăzi în vizită la maternitatea numărul 2 din capitală, unde am observat că pacienții deja folosesc reșourile pentru a menține o temperatură confortabilă în saloane. În blocurile de locuit este aceeași situație, oamenii deja folosesc plapume și se îmbracă mai gros, de altfel vârstnicii mai cu seamă spun că sunt gata să mai rab de frig, numai să nu achite facturile piperate la încălzire. Locuitorii care vor să se conecteze deja la sistemul centralizat de încălzire, trebuie să se adreseze gestionarul blocului, care la rândul său trebuie să depună o cerere la termoelectrica și în termen de 3 ore blocul cu pricina va fi conectat la încălzire. Termoelectrica spune că până acum au primit 7 solicitări de conectare la agentul termic, toate de la agenți economici. Deocamdată atât la acest subiect. Cu mai multe detalii revenim în jurnalul următor. Anișoara? Patricia, îți mulțumesc. Un Mercedes a luat foc într-o curte din capitală, iar flăcările s-au răspândit și la un Volkswagen parcat alături. Incidentul s-a întâmplat aseară în sectorul Buiucani al capitalei. Anchetatorii urmează să stabilească de la ce au izbucnit flăcările. Mașina era parcată într-o curte de pe strada Liviu Deleanu din capitală. În jurul orei 22, vecinii ar fi văzut că mașina ardea, așa că au alertat pompierii. Până la venirea salvatorilor, flăcările au mistuit partea din spate a automobilului, iar vâlvătaia s-a extins și la un Volkswagen parcat alături. Partea din fața acestui a avut de suferit. Vecinii spun că s-au speriat îngrozitor. Am auzit zgomot, am auzit buiturul, a mers ars. E groaznic. Tineretul. Care n-au și face. Fumează, zvâr țigările, deasupra și poate cineva a zvârlit o țigară și vântul dat-o pe bagajnic și era ceva acolo și s-a prins. Oamenii spun că după acest incident le este frică să parcheze mașinile în curte. Хулиганство лучше в гараже. Несколько дней оставлял во дворе, но царапали машину. Машина почти машина еще. Periculos, clar, că e puțină loc. Acum o săptămână, 3 mașini au luat foc în sectorul Râșcani al capitalei. Poliția urmează să stabilească dacă incendiile au fost provocate intenționat. Nuntă mare cu invitați aleși a fost într-un local luxos din capitală. S-a măritat deputata liberală Alina Zotea. Nu doar Zinaida Julea a cântat la nuntă, dar și Mirele. Cine este acesta, dar și ce cadouri au primit tinerii în Sureței, aflați imediat la știri. Carnagiul la un festival grandios din Las Vegas. 20 de persoane au murit, iar alte 100 au ajuns la spital după ce un bărbat aflat la etajul unui bloc a început să împuște în mulțimea care se distra. Potrivit poliției, atacatorul a fost ucis în timpul operațiunilor de reținere. Nimic nu prevestea tragedia care avea să se producă. Era un concert în aer liber la care au venit să petreacă sute de oameni. La un moment dat s-au auzit primele împușcături. Puțini au înțeles ce se întâmplă. Doar peste câteva minute, când muzica s-a oprit și au răsunat din nou focuri de armă, oamenii au început să fugă. We refused to believe it was a shooting until it just kept going and going, and then Chase Naldine left the stage. Din imaginile surprinse de martor se vede cum mulțimea s-a culcat la sol ca să nu nimerească sub gloanțe. Douăzeci de oameni totuși nu au mai putut fi salvați. Unii s-au stins pe loc, iar alții în drum spre spital. Alte 100 de persoane au fost rănite. Poliția susține că atacatorul a împușcat de la etajul 32 al unui hotel din preajmă. Ulterior, bărbatul, care a fost un localnic, a fost ucis de agenți în timpul operațiunilor de reținere. Luna octombrie începe cu scumpiri, vor costa mai mult polițele de asigurare auto obligatorii, dar și cele de carte verde. Cel mai mult se scumpesc polițele de carte verde pentru zona 2, adică pentru Ucraina, Belarus, Rusia. Ele vor costa cu 45 de euro mai mult.
Potrivit Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare, statisticile prezentate de către companiile de asigurări arată că în prezent, în urma aplicării coeficienților, șoferii achită pentru polițele RCA în mediu cu aproximativ 200 de lei mai puțin decât prima de bază stabilită anterior. Astfel s-a decis ca prima de bază să crească de la 735 de lei la 760. Cel mai mult se scumpește polița de carte verde pentru Ucraina, Belarus și Rusia, prețul căreia va ajunge de la 215 la 260 de euro. Și în cazul acestora, primele încasate erau mai mici decât cele de bază, spun cei de la CNPF. Pentru țările din sistemul carte verde, prețul poliției va crește cu 13 euro. Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare a aprobat noile tarife la 15 septembrie, iar mâine acestea vor intra în vigoare. Individul care vara trecută a omorât o femeie după care i-a aruncat cadavrul în Nistru și va petrece următorii 20 de ani după gratii. Detalii știe colega noastră Tatiana Anastas. Tatiana, bună ziua! Bună ziua, Anișoara, bună ziua, doamnelor și domnilor. Pe lângă pedepsa cu închisoare, instanța de judecată l-a obligat pe ucigaș să plătească și despăgubiri familiei victimei în valoare de 100.000 de lei. Totuși, această decizie nu i-a mulțumit pe oamenii legii care au calificat-o ca fiind prea blândă, așa că ei spun că vor ataca decizia primei instanțe la Curtea de Apel și vor cere pe numele bărbatului 30 de ani de închisoare, dar și ca acesta să plătească toate taxele judecătorești. Ucigașul a fost reținut vara trecută la 3 zile după ce a comis crima, în timp ce încerca să iasă de pe teritoriul țării noastre. El și-a recunoscut vinovăția și le-a povestit oamenilor legii cum s-a întâmplat totul. Potrivit acestuia, bărbatul și-a cunoscut victima într-un bar din centrul capitalei, după care i-a propus să meargă la el acasă în orașul Vadului Vodă. Când au ajuns acolo, între cei doi s-ar fi iscat un conflict. El a bătut-o, a sugrumat-o, i-a luat tot ce avea asupra sa mai de preț femeia și a aruncat cadavrul în râu pentru a ascunde toate urmele. Acestea au fost informațiile. La revedere! Tatiana, îți mulțumesc! O ținem dintr-o sărbătoare în alta și în acest sfârșit de săptămână Piața Marii Adunări Naționale va fi închisă, inclusiv o parte din Bulevardul Ștefan cel Mare. Pe 7 și 8 octombrie, locuitorii și oaspeții capitale sunt invitați să sărbătorească Ziua Vinului, iar peste o săptămână, aproape după același scenariu, vom marca Hramul Capitalei. Chișinăul a intrat într-un maraton al sărbătorilor, pentru că pe 7 și 8 octombrie vom sărbători Ziua Vinului, traficul în centrul capitalei va fi blocat încă de vineri seara, de la ora 20, atunci când agenții economici vor începe să-și amenajeze standurile. Apa Canal va avea un stand la care propunem doritorii care vor să-și testeze apa de la robinet să vină să o testeze la laboratorul mobil Apa Canal. Șeful de la Direcția Transport i-a îndemnat pe angajații companiilor să fie mai blânzi cu asfaltul proaspăt așternut de pe Ștefan cel Mare. Că Ștefan cel Mare a fost renovată și o să aibă loc manifestările și cunoscând experiența de anii trecuți cu privire la agenții economici care bat cuie în asfalt și tot genul de pavaj, de tot genul de improvizații, rugăm să fii mai atenți. Pe 14 octombrie de Hramul Capitalei se va repeta practic același scenariu. Ora 11, inaugurarea oficială a sărbătorii Hramului Chișinăului în scoarul din preajma catedralei metropolitane Nașterea Domnului, după care începând cu ora 12, va începe programul pe platourile amenajate de către peturile de sector. Seara se va încheia cu un concert în Piața Marii Adunări Naționale, invitatul special fiind Ștefan Bănică Junior. Spectacolul va ține până aproape de miezul nopții și va culmina cu focuri de artificii. A fost nuntă mare în capitală, mireasa a fost deputata liberală Alina Zotea. Petrecerea s-a dat într-un local de lux din capitală, iar invitații au fost aleși pe Sprânceană, deputați, colegi de partid și foști miniștri. Cu mașini de lux sau cu autobuzul, aceștia s-au adunat rând pe rând la petrecere. Nu a lipsit liderul PL Mihai Ghimpu, care s-a lăsat așteptat. Petrecerea organizată într-o sală de ceremonii luxoasă din capitală a început în jurul orei 18, în timp ce unii invitați au venit la nuntă cu mașini de lux. Alții au ajuns cu autobuzul. Printre ultimii invitați a fost liderul PL, Mihai Ghimpu. Afară, el a fost așteptat de mai mulți colegi de partid ca să intre împreună în sala de ceremonii. Îmbrăcat la 4 ace, Mihai Ghimpu a venit la braț cu soția sa, Dina. Nu-s politici trandafiri, cu Ghimpe aici. Câți bani sunteți gata să scoateți din buzunar? Știți cum e la nuntă, o să vedem. Un euro, un lei.
în ruble. Fiecare pune cât îi permite portmoneu. Cu mașina lui Mihai Ghimpu a venit și fosta ministra educației Corina Fusu. Printre invitații a fost și fostul ministru liberal al mediului Valeriu Munteanu, fostul ministru al transporturilor Iurie Chirinciuc, dar și fostul vicepremier Gheorghe Brega. Cărți avem pentru copii, pentru familii, pentru bucătării. Ce auto? Nu știu, nevastă mi le-a cumpărat. Ia ducem o foaie turistică în luna de miere cu compania Air Fryer France, pinsurile căinare. Dacă mai serios, multă, multă dragoste, dragoste de țară, de neam. Și o echipă de fotbaliști. Pe lângă buchetele de flori, unii invitați au venit cu daruri patriotice. Actul Unirii, flori va lua toată lumea, dar am luat ceva mai, un simbol mai special și respectiv tricolor alături de Actul Unirii. Ulterior, pe o rețea de socializare a apărut și o poză, doar că drapelul stătea invers. Nu doar cadourile au fost patriotice, dar și melodiile cântate la nuntă. Una dintre ele a fost interpretată de Mire. Cât Mirele a cântat, ceilalți au dansat. Într-un filmuleț postat pe Facebook se văd Gheorghe Brega, Mihai Ghimpu și Iurie Chirinciuc. Tot pe Facebook au apărut imagini și cu primul dans al Mirilor. Cei doi au ales piesa Barca pe valuri. Alina Zotea a fost cerută în căsătorie de către iubitul ei Vlad Durnea anul trecut, în ziua în care a împlinit 30 de ani. Din 2015, Alina Zotea este deputat PL. Soțul ei este om de afaceri. Anterior, el a fost președinte al Organizației Studenților Basarabeni din România. La Vatra a fost distracție pe ritmuri de rock. Gândul Mâțe a încins atmosfera la Oktoberfest, petrecere organizată de Perfecta.md. Petrecerea la care toată lumea a venit în jeans și în cămăși și în carouri a durat până noaptea târziu. Imediat la știri vedeți cum s-au distrat invitații. Câteva secții ale Spitalului Raional Nisporeni vor fi reanimate. O donație importantă a venit acolo datorită unei moldovence stabilite în Italia. Ludmila Furtună, care lucrează ca medic la un spital din Parma, a făcut rost de peste 50 de paturi speciale, mobilier și utilaj medical pe care le-a trimis imediat în țară. Așa că paturile vechi și ruginite care mai scârție prin saloane vor fi în sfârșit înlocuite. Angajații au cărat cu sârguință, dar și cu plăcere toate lucrurile. E ca și cum spitalul lor a primit o gură de aer proaspăt. Cum vi s-au părut paturile? Foarte bune. Comparați-i și avem. În doi timp și trei mișcări, acest depozit a devenit plin cu vârf și îndesat. Aici sunt peste 50 de paturi, sunt nopiere, dulapuri, instrumentar pentru perfuzii, scaune cu rotile și multe alte lucruri atât de necesare pentru spitalul din Nisporeni. În următoarele zile, toate aceste lucruri vor ajunge în două secții de chirurgie. Ludmila Furtună este cea care a făcut rost de toate. Ea este angajată ca medic anestezist la un spital din Parma. Allora, sentirea la puntura, però deve rimanere ferma. Iar în orele libere face voluntariat la Crucea Roșie. De aici a luat totul, a cerut, a insistat și a primit. Spitalul din Fidența au schimbat paturile, au chemat Crucea Roșie, care la rândul lor ne-au chemat pentru că noi cererea am depus-o 2 ani în urmă. Acum stau în rând și alte cereri de ale tale. Sunt. Și-a organizat cu naționalii de la Parma, care au încărcat totul într-un tir uriaș și drum bun spre casă. Au lăsat o zi de lucru plătită și au venit pentru a face voluntariat. Deși au fost deja folosite, lucrurile sunt într-o stare bună. Printre ele sunt câteva paturi electrice pentru reanimare. Acestea pot fi ghidate cu ajutorul telecomenzii. De ajuns să-l pui în priză și deja funcționează toate butoanele. Pui pacientul, vrei să ridici picioarele sau să ridici spatele. Toate urmează să reanimeze două secții ale spitalului care nu au mai văzut mobilier nou încă de când a fost construită clădirea din perioada sovietică. Lângă noptierea, cade jos, e fermată, e distrunsă. Dar văd că are siguranță, e legată aici cu o funie. Ups! Se închide la loc? E că ai pune funie aici și se ține.
Aha. Paturile ruginite, barele legate cu tifon și noptierele care se împrăștie la cea mai mică atingere vor fi în curând scoase din saloane. La moment avem ceea ce avem. Sperăm la paturile bune care ne-au adus. Administrația instituției susține că acum secțiile sunt în reparație și că mobilierul va ajunge aici după ce lucrările se vor încheia. Sunt foarte bucuroasă, fiindcă oamenii care au fost nevoiți să plece să lucreze peste hotare se gândesc totuși la țara de unde au plecat. În total, spitalul are o capacitate de 160 de locuri. Asta înseamnă că donația va acoperi a treia parte. E poate ceea ce ar fi trebuit să facă statul? Poate, dar... În cei 16 ani trăiți și munciți în Italia, Ludmila Fortuna a reușit să obțină încrederea italienilor și astfel a scos din țara lor și alte bunuri pe care le-a trimis acasă. Pe lângă echipament medical, ea a reușit să aducă în Moldova 6 ambulanțe în diferite localități. 2 dintre ele au venit la Nisporeni. Asta e ambulanța care merge în spitalul din Nisporeni. Până acum, practic, bolnavii se transportau la instituțiile republicane cu mașini foarte, foarte veche și neadaptate pentru aceste condiții. Acum suntem mulțumiți, o folosim foarte, foarte des. Mai mult decât atât, Ludmila a reușit să aducă în Italia 10 de copii moldoveni care suferă de boli grave. Le-a făcut acte și i-a integrat în sistemul de sănătate italian în diferite spitale. Acolo aceștia au primit gratuit tratamente pentru care în alte state ar fi trebuit să plătească 10, poate chiar sute de mii de euro. Poftiți la sădit copaci este îndemnul primăriei către locuitorii capitalei. Autoritățile locale și-au propus să planteze într-o zi peste 25.000 de copaci, așa că spun că au nevoie de brațe de muncă. Fiecare cetățean trebuie să vină cu o unitate, spunem așa, unealtă. Noi vom asigura doar cu puieți, vor fi butoaie cu apă și mașini speciale. Acțiunea se va desfășura pe 28 octombrie. Cheltuielile pentru puieți sunt asigurate de Fondul Ecologic al Ministerului Mediului, iar locurile de plantare vor fi anunțate ulterior. În fiecare an, autoritățile plantează mii de copaci, însă doar jumătate dintre ei prind rădăcini. De imagini impresionante au avut parte locuitorii din New York, pentru că este vechi de zeci de ani, un pod renumit a fost distrus intenționat de către autorități. Momentul a adunat zeci de curioși care au filmat tot procesul. A fost folosite tone de explozibil, menționează presa străină. Pentru a demonta construcția, autoritățile au muncit câteva săptămâni. Podul unea două regiuni ale metropolei, Brooklyn și Queens. Cerul deasupra Hong Kongului a explodat în zeci de culori. Un spectacol impresionant de focuri de artificii s-a dat de Ziua Națională a Republicii Populare Chineze. Show-ul a durat mai bine de un sfert de oră, iar mii de localnici din toată țara au stat cu ochii țintiți spre cer. Întregul show a fost format din 8 episoade în funcție de culori și muzică. A fost unul dintre cele mai impresionante spectacole cu focuri de artificii care vreodată a avut loc la Hong Kong, scriu jurnaliștii străini. Cei veniți au explodat în ropote de aplauze și scandări. Focurile de artificii s-au oglindit în apele din portul Victoria, astfel creând o atmosferă magică. Spectacolul a durat 23 de minute, iar în tot acest timp, mii de oameni au stat încremeniți privind spre cer. Show-ul a putut fi văzut de la kilometri distanță. Chinezii din toată țara au sărbătorit ieri ziua lor națională cu diverse spectacole și parade militare impresionante. Ceremonia religioasă neobișnuită în Peru, zeci de oameni și-au sfințit animalele de companie. În așa fel, localnicii cred că le apără de boli. După ce au ascultat slujba, cei veniți au stat în rând în așteptarea preotului. Câini și pisici, toate animalele au fost tulpite cu apă sfântă, iar apoi binecuvântate. Unii credincioși au adus chiar și broaște țestoase și șerpi pe care îi țin în case. Este o tradiție respectată cu sfințenie an de an în Peru, când oamenii sărbătoresc Sfântul Francisc, considerat apărător al animalelor.
Un alt fel de eveniment marca perfecte a avut loc la Vatra, prima petrecere Oktoberfest. Îmbrăcați în jeans și cămășini carouri, cei prezenți și-au luat rămas bun de la septembrie și l-au întâmpinat pe octombrie așa cum se cuvine, cu bere, mici, cârnăciori și pe ritmul rock. Au profitat de ultimele zile calde cu soare și s-au refugiat în afara orașului la Vatra, unde s-au distrat pe cinste. Vorbim despre cei care au fost ieri la petrecerea perfecte.md. Mă simt foarte bine, este un eveniment mai deosebit pentru mine. Mă simt foarte bine așa cum sunt îmbrăcată, pentru că sunt fără tocuri și asta este minunat pentru orice femeie. E un pic răcoare, dar e bine, e superb. Ai respectat dress code-ul de astăzi? Sigur, mereu mă străduc să-l respect. Ce înseamnă Oktoberfest pentru tine? Sincer, din câte știu, este un festival de muzică bună, mâncare, mici, bere. Și cum Oktoberfest înseamnă multă bere, dar și muzică bună, cei de la Gândul Mâțe au făcut atmosferă cu piesele lor energice, care nu te lăsau să stai locului. Invitații au îmbrăcat ținute casual, neapărat jeans și cămăși în carouri și s-au încălzit sărind și dansând sub generația în blugi la ciocana, dar și alte melodii cunoscute din repertoriul trupei. Lumea a venit să se distreze, adică, na, e un prilej foarte bun de a ne mai vedea la probabil o primă ediție de Oktoberfest, pentru că n-am mai auzit. Foarte bine organizat, foarte fain. Muzica minunată, perfectă. Oh, oh, paranoia! E foarte plăcut, foarte caldă atmosfera și e fain că miroase frigărui. E o atmosferă incendiară, e multă bere, mult frigărui, multă lume veselă. Am simțit o energie pozitivă și ne-am simțit bine pe scenă și în afara scenei oricum ne-am simțit bine. E bine astăzi. Lumea a dansat până noaptea târziu, a băut bere și s-a delectat cu bucate delicioase. Alexandru Iepureanu, erou în Turcia, capitanul naționalei Moldova, a înscris formidabilă seară, iar echipa moldovanului s-a impus într-un final contra celor de la Göztepe. Este al 7-lea gol pentru Iepureanu la Başakşehir. Alexandru Iepureanu seviniyor. Medipol Başakşehir 1-0 öne geçiyor. Iepureanu a deschis scorul minutul 32 după un corner pentru ca imediat Adebayor să dubleze avantajul oaspeților. Gazdele au înscris din penalti în prelungirile partidei, stabilind scorul final de 2-1 pentru Başakşehir. După 7 etape, echipa fundașului moldovean Alexandru Iepureanu ocupă locul 5 în campionatul Turciei. Spectacol total în derbiul dintre Zimbru și Șerif, gruparea din Tiraspol s-a impus la Chișinău, chiar dacă s-a văzut condusă până minutul 76. Teodoro a deschis scorul cu un șut splendid din afara careului. Brazilianul a înscris splendid în minutul 15 după o gafă defensivă celor de la Șerif. Zimbru a plecat în avantaj la vestiare, ba chiar a condus până în minutul 76 când Jairo a marcat din penalti. Finalul partidei a fost unul de coșmar pentru galben-verzi. Badi Banga a înscris în prelungirile partidei și a adus o victorie importantă pentru Șerif. Сегодня команда показала и неплохую игру, и характер показала.
Я думаю, что с такой игрой мы будем только прогрессировать, и я думаю, что победа не заставится долго ждать. Zimbru nu-și poate bate rivala Sheriff deja de 12 meciuri și ocupă locul 8 în campionat. Gruparea din Tiraspol este lider în divizia națională, având 32 de puncte la activ. Doamnelor și domnilor, jurnalul la miezii se încheie aici. Ne revedem la știrile de la ora 17. Pe curând!